Bine v-am regăsit! Mi-am dat seama acum că și pentru mine este premieră ce facem acum, pentru că este prima oară când fac un tur de Tulcea. Ok. Da, am mai venit, l-am explorat eu așa individual sau pe bucățele și acum încercăm să acoperim ce are de oferit Tulcea, pentru că merită și el o excursie, cel puțin de o zi, spun eu. Și cu siguranță vor mai rămâne acum, mi-am dat seama, niște obiective neexplorate, dar numai bine mai avem motive să ne întoarcem. O să începem vizita, pentru că toată lumea știe probabil, o să-l găsească în momentul în care își fac căutările, de acest monument al Independenței, care o să ne ofere și o vedere panoramică superbă, inclusiv asupra Dunării. Pentru că deja suntem pe unul din brațele Dunării. Dacă nu mă înșel, este chiar o aproximativ intersecția între brațele Sulina și Sfântul Gheorghe, dar cred că mai mult spre brațul Sulina. Suntem aici în apropiere. Inclusiv de aici se pot face excursii de o zi în delta, okay, ca idee de sfat pe viitor. Sunt foarte multe. Faleza este proaspăt reamenajată. O să o vedem și noi după ce vizităm zona aceasta de parc. Și ne pregătim să urcăm, dacă nu mă înșel, vreo 55 sau ceva de genul acesta trepte, dar o să fie cardio, okay, și o să vorbim în vârf de deal. Seamănă un pic cu treptele din Parcul Carol. Da, are un pic legătură cu familia regală, pentru că atunci a fost făcut el la origine. Ca parte de istorie știm că noi am fost partea Imperiului Otoman, Independența câștigându-se după 1877, toată Dobrogea, că asta am mai vorbit și la Constanța despre acest aspect, și atunci s-a făcut primul monument. Cel pe care îl avem noi este refăcut, de fapt, de vreo două ori, din păcate, a avut de suferit. Și acum este în forma originală, conform proiectului original. Gata, am ajuns, niște sportivi adevărați, în vârful dealului, pentru că unul din numele date de turci era Hora Tepe, nu știu Hora din ce vine, dar Tepe înseamnă, are legătură și cu dealurile, și deja vedem că suntem pe deal, dacă nu cumva și ei se laudă că ar fi pe 7 dealuri, că știm că mai sunt niște capitale europene cu cele 7 dealuri, dar de aici se vede, într-adevăr, că avem niște zone panoramice, inclusiv acolo în Zare. În față unde filmezi tu acum. Așa, o să stau așa, uite, și cu pumnul, se văd mai multe delulețe. Și dacă ne uităm, seamănă exact cu monturile de la mână. Și acolo este satul în limba turcă, Beş Tepe. Cele 5 dealuri și ar fi aproximativ exact monturile de la mână. Dacă ne uităm acolo un pic, da. Dar pe ăla nu l-am văzut și de la cetatea inițială, cumva? Mai mult sau mai puțin s-ar putea să fi văzut că a fost vizibilitatea foarte bună. Da, pentru că aici este cumva oarecum o buclă și aici au și rămas câteva din localități cu numele vechi. În momentul în care am devenit partea României, multe au fost schimbate. Din câte știu, regele Ferdinand, prin 1926, a schimbat foarte multe să primească nume românești, dar Beş Tepe și-a păstrat numele. Murighiol, Agighiol, Ghiol este lac, că o să avem foarte multe lacuri. De fapt, se și văd deja că sunt foarte multe ochi de apă pe aici. Probabil era mai simplu să le păstreze așa decât să le mai schimbe. Și Tekir Ghiol, care e cea mai celebră și cu legenda lui Tekir cu măgărușul. O zici scurt cum e? Legenda lui măgărușului? Da, fără probleme. Legenda spune în felul următor, că un Tekir, un tătar foarte în vârstă, care își făcea afacerea cu măgărușul, i-a căzut măgărușul în apă și de disperare că nu mai avea cum să-și mai ducă businessul, a intrat și el în apă să-și salveze măgărușul, dar amândoi fiind foarte în vârstă. Și cât s-au zbătut ei în mol, în momentul în care a ieșit și-a dat seama că se simte mult mai bine. Și de acolo au înțeles proprietățile curative ale lacului. Da. De altfel, stațiunea Tekir Ghiol este și prima stațiune, aș zice, din România, dacă nu mă înșel, pe la 1890, care a fost înregistrată ca stațiune balneo la nivel oarecum internațional sau european. Ulterior a venit și Constanța și a fost și înregistrată ca stațiune de băi. Când se venea la băi de mare și băi de soare și se plăteau taxe pentru genul ăsta de îmbăiere. Adică era cu scop reumatic deci și medical. Deci a fost cât de primii. Da, da, da. La noi în România, nu Tekir Ghiol ca stațiune. Ele în Europa erau deja înregistrate aceste stațiuni de băi termale, dar Tekir Ghiol a fost printre primele care s-a și înregistrat oficial. Cel puțin aici în Dobrogea știu sigur că este prima. Celelalte au urmat și Mangalia, că și Mangalia are laxul Furos, și după aceea și Constanța cu băile de mare ulterioare. Monumentul are și el legătură cu independența din Imperiul Otoman. La origine era făcut în 1879, dar pentru că istoria a curs altfel la noi, inaugurarea oficială s-a făcut mult mai târziu, în prezența regelui Carol și a reginei Elisabeta, în 1904, deci vreo 20 și ceva de ani mai târziu.
Iar după aceea, din păcate, în primul război mondial a fost avariat și când l-au refăcut în 1933, nu l-au făcut complet cum îl avem acum, făcuseră doar obeliscul. Dar ultima reabilitare s-a făcut în anii, în 1977, atunci s-au pus înapoi, pentru că așa a fost proiectul original, vulturul cu aripile desfăcute pe o parte și dorobanțul pe partea cealaltă. Iar ca idee, da, putem să mergem să vedem și dorobanțul. Când mai mergeți pe drum ori de la Constanța la București, ori de la București la Constanța, la podul construit de Angel Salini, găsiți și acolo doi dorobanți, dacă țineți minte. Okay, da. Nu știu dacă aveți timp să-i vedeți, că acolo chiar stăți în trafic în mașină. Da, mergem cu mașina. Da, așa poate, dacă încetiniți, puteți să-i vedeți, că sunt chiar la podul vechi. Era simbolul independenței, probabil, cum a decurs lupta și atunci dorobanții cred că au fost forța principală, din punct de vedere militar. Da, și de atunci străjuiește, dar vederea panoramică de aici, într-adevăr, este superbă. Se aici, văd așa aici, canalele. Aha, ok. Ăsta ar fi, de asta zic eu, din câte știu, este brațul Sulina, sper să nu greșesc. Deci ăsta de aici? Da, da, da. Și se întinde până încolo? Se întinde foarte mult. Asta este și zona de port industrial. Au și ei, nu atât de mare cum este la Constanța, dar au și ei suficientă activitate. Și inclusiv de aici se pleacă la Mila 23 și la Aletea. Mhm. E destul de lungă excursia de Letea, dar este foarte interesantă, eu o recomand și foarte frumoasă de făcut. Uite și scrisul. Tulce. Și literele, da, avem și aici, aici avem literele de oraș, acum mi-am dat seama că noi la Constanța nu avem. Uite-le, da. Tulcea are și mai are Murfatlar în zilele noastre, că era fostul Basarabi. Și acolo știu că sunt literele de oraș. Și alte orașe în Dobrogea nu știu să mai aibă așa cu literele. Dar niciodată nu știu dacă am avut perspectivă să le văd și de jos. Pentru că faleza, uite, o vedem, este acolo în stânga. Ok. Proaspăt renovată. Da, da, da. După, acolo o să coborăm când o să ne ducem în zona de acvariu și zona de centru istoric, să spunem. Și de acolo parcă nu prea s-ar vedea până aici, un pic într-o da, parte. Da, pe de asta eu nu țin minte să fi avut vreodată perspectivă de a o vedea, de a vedea numele orașului. Poate de pe bărcuțe, când se de pleacă. Acolo, da. S-ar putea să fie într-adevăr vizibilitate. Nu cred că am fost niciodată pe traseul ăsta de delta. Cred că am fost doar pe traseul celălalt. Sau din Murighiol, când intram direct pe canalul de Sfântul Gheorghe. Sunt foarte multe trasee care se pot face aici. Evident. De care? De ce gen? Trasee, la astea mă refer, pe delta Dunării. Okay. Se pot face foarte multe destinații de o zi. Okay. Sau pentru pasionați, dar aici depinde foarte mult de perioada de pescuit. Pot să vină la fel în sezoanele când nu este prohibiție. Okay. Cred că în perioada asta mai este o perioadă de pescuit și după aceea intră prohibiția. Dar oare unde pot găsi oamenii trasele de... Nu suntem organizați din punct de vedere turistic și aici pun la modul general. Câțiva cred că deja și-au făcut și partea asta de online la o deci căutare. Trebuie căutat pe, da, trebuie pe căutat online. Pe online. Sau venit pur și simplu la faleză, pentru că se vede că sunt foarte și multe. Sunt oamenii acolo care sunt toate firmele și acolo, inclusiv birou. Sunt decenți, nu te agate efectiv, da, okay. Dar au birouri de informare și atunci poți să alegi ce excursie vrei în funcție și de bugetul pe care l-ai. Ok, pentru asta că, e interesant. Da, uneori unele prețuri pot să se ducă un pic mai sus. Aici este combustibilul foarte scump și automat și excursia se va duce un pic mai sus. Și mai depinde și de nivelul apei. Eu recomand în general excursiile acum în luna mai și în luna iunie, când ai apa suficient de înaltă, ai avut poate și ploi sau dacă au fost zăpezi, s-a topit zăpezile și ai nivelul ridicat la canale. Okay. Pentru că poate să intre pe canalele alea foarte înguste. Alea cu cât vine vara și scade nivelul apei, tu nu mai ai cum deci să mai intri cu bărcuțele. Da, da, da. Okay. Și mi-a mai plăcut un lucru pe care l-am observat în fiecare an când am venit în perioada asta. Ați văzut când am venit și pe drum că aveam foarte multe păsări care au început să vină. Da, ele acum încep să facă cuiburi. Și în perioada asta ai la anumite păsări cuiburile chiar pe frunzele de nuferi și vezi puișorii fix acolo. Cu cât fi, vor crește, îi ascund în stuf. Dar acum trebuie să-i țină acolo ca să-i protejeze de șerpi sau de alți de prădători naturali. Și de asta, după aia îi ascund în stuf și nu-i mai vezi atât de bine. Dar acum îi vezi acolo, cad în apă și în apă, mai ales aia mici de lișiță, sunt superbi, sunt delicioși. Sunt perioade și perioade, fiecare are alt farmec în zona asta de vizită, dar cred că asta acum, când înflorește tot de primăvară, e superbă. Da, când renaște natura. Exact. Da. Și se reface circuitul. Hai să mergem și așa, să vedem puțin și porțiunea cealaltă. Hai să facem de jur împrejur. Da. Da. Aici deja e o zonă industrială, știu cum am rătăcit de vreo două ori pe aici. Asta de aici. Da, da, da. Din stânga. Foarte multe hale. Da.
că am ajuns la sensul ăla din greșeală, nu știu, voiam să ieșim încolo. Uite sensul cu mozaic acolo. Cu mozaic, da. Și am ajuns cu un autocar pe acolo și nu mai știam să ieșim. Uh-huh. Ne-a zăpăcit Waze-ul atunci. Deci, practic, noi vedem cam toată Tulcea de aici, a? De aici, da, de asta zic, ca vedere panoramică, asta este superb. Ai grijă la trepte? Da. Și cred că putem să coborâm pe aici, direct la muzeu. Ok. Pe alee, după câte văd eu. Hai să mergem la muzeu atunci. Bună ziua, suntem aici cu domnul Florin Topoleanu și ne va spune unde suntem și ce găsim aici la dumneavoastră. Sunt atâtea lucruri frumoase de spus despre locul unde ne aflăm, dar trebuie să fiu sintetic pentru succesul emisiunii noastre. În acest moment suntem la Muzeul de Istorie și Arheologie, o secție, subiectiv vorbind, cea mai importantă, a Institutului de Cercetări Ecomuzeale Gavrilă Simion din Tulcea. Vă spuneam că este doar o secție și cea mai importantă, pentru că în acest muzeu sunt reflectate material, dar și prin publicații pliante, descoperirile din această parte a țării. Îmi place să spun de fiecare dată că Dobrogea, nordul Dobrogei, este comparabil prin istoria sa, continuă din epoca pietrii până altăieri, cu orice mare regiune, zonă a lumii. Ne comparăm cu mândrie și cu acoperire științifică, deci și cu Grecia și cu Italia, pentru că, într-adevăr, sunt lucruri absolut minunate. În acest muzeu putem vedea descoperiri spectaculoase. Pentru noi toate sunt spectaculoase. Mă gândesc la vizitatorii noștri care descoperă cu uimire că aici, la capătul lumii, a existat dintotdeauna viață, au existat întotdeauna niște realizări materiale care impresionează și acum și au trăit oameni bine organizați, cu structuri sociale, politice, militare, care au rămas întipărite în memoria istoriei Pământului, de la inscripții până la monede, de la unelte din epoca pietrei, din os sau până la epoca medievală, cu arme, bijuterii, ceramică, totul este bine organizat și structurat muzeistic, astfel încât să atragă cât mai mult. Apoi, muzeul este situat pe cel mai înalt deal din cele 7 pe care este construită Tulcea. Vorbim despre anticul Egisus, despre care scrie Ovidiu, marele exilat la Tomis, dar povestește un episod când cetatea romană de aici a fost cucerită de dacii liberi veniți pe Dunărea înghețată. Oricum, aici, în curte, există un șantier arheologic, sper să devină permanent, în care am găsit o locuire fortificată, o cetate din secolul 1 până în secolul 7, așa cum sunt mai toate cetățile din Dobrogea. Toată Dunărea este punctată la distanțe aproape egale de fortificații importante, bine păstrate, pentru că am avut norocul ca în puține cazuri să se locuiască pe locul unor să se locuiască acum pe locul unor vechi și antice așezări. Drept care găsim lucruri absolut minunate, spectaculoase. Nouă ne pare rău că nu avem bani mai mult să le punem în valoare. Oricum și așa, traseele turistice, istorice din județul Tulcea sunt absolut minunate,
pentru că este și atracția peisajului formidabil. Pentru că vorbim de atracții turistice, aș vrea să menționez în primul rând, în special și urmele lăsate de începuturile creștinismului în Dobrogea. Sunt două descoperiri extrem de importante pentru întreaga istorie a creștinismului. Este vorba de cripta martirilor de la Niculițel, v-aș sfătui să filmați măcar acolo, și descoperirea oarecum recentă de la Murighiol, o comună de aici, unde există cetatea Halmiris, în care o criptă găsită în bazilica de acolo au fost descoperite, scoase la iveală, scheletele a altor doi martiri, se pare că ultimii sacrificați pentru religia lor din Dobrogea, Epictet și Astion, o construcție funerară deosebită. Aș mai aminti, ca imagine, ca loc, ca peisaj, cetatea romană de la Noviodunum, Isaccea, sau cetatea medievală de la Enisala, care a devenit un punct de atracție turistică. E turismul de duminică. Se duc să ajungă repede, să vadă ceva, să fotografieze zona absolut superbă și să se întoarcă acasă la grătar. Da. Doar vă amintesc că Institutul de Cercetări Ecomuzeale mai are în componența sa acvariu, Muzeul de Științele Naturii, cu un acvariu cel mai nou și mai modern din România, cu soiuri de faună și floră nord-dobrogeană, pești exotice, dar și pești autohtoni. Apoi mai există Muzeul de Etnografie și Artă Populară, cu portul, obiceiurile, obiecte de la naționalitățile care trăiesc aici, în nordul Dobrogei. Aproape că nu mai știu să le spun numărul, dar niciodată aici nu au fost probleme de ordin, lapsus, asta se taie. Da. N-au fost conflicte interetnice, pentru că lipovenii, ucrainienii, grecii, tătarii, turcii au trăit în deplină armonie și trăiesc în continuare în deplină armonie. Acest muzeu reflectă această realitate. Mm-hmm. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, Muzeul de Artă din Tulcea, cu două sedii. Muzeul de Artă, în mod surprinzător, pentru multă lume, posedă o foarte bogată colecție de artă contemporană românească și cea mai mare colecție de plăci de gravură din România. Victor Brauner, de exemplu, se găsește în muzeul din Tulcea cu cel mai mare număr de opere, de lucrări din România. Și alte clasicii sunt prezenți toți, cu lucrări absolut semnificative, tot în cadrul Muzeului de Artă. S-a reușit restaurarea unei clădiri istorice, Casa Avramide, iarăși vă sfătuiesc să o vedeți, casa unui potentat local, foarte frumoasă, acum mobilată, cu mobilă de epocă, începutul, mijlocul secolului trecut, care iarăși este o atracție pentru vizitatorii noștri. Cu alte cuvinte, sper că v-am făcut curioși. Da. Poftiți la Tulcea, vă așteptăm. Cu mare drag.
Am fost invitat să începem vizita în muzeu de la etaj, dar jos o să avem partea de antichitate și la etaj văd că pun accent pe partea de istorie românească. Ziceam că am devenit partea României în 1877, eu spun la plural pentru că pentru mine Dobrogea e toată, inclusiv Tulcea, și în care ne arată toate vizitele pe care le-a avut familia regală aici în zonă, cu partea inclusiv de presă și cărți, dar și reportajele care s-au făcut în perioada respectivă. Foarte frumos le-au expus acum, văd, și cu spoturi luminoase și eu sunt încântată că au schimbat un pic așezarea aici. Am mai prins niște expoziții temporare și nu era poate tot timpul chiar ce trebuie. Ia uite, așa aflăm că și brațul Sulina s-a inaugurat în 1894. S-a lucrat foarte mult pe zona asta la perioada respectivă, 1894-1896. Pe de-o parte brațul Sulina, portul Constanța și podul de la Cernavodă. Deci atunci s-au dedicat foarte mult Dobrogei, tocmai pentru că voiau să o dezvolte foarte mult. Ei când ne-au preluat, aici erau pur și simplu doar comunități. Parlamentul României, am și zis, chestia asta nici nu prea nevoia ca partea României, pentru că spunea că este o zonă plină de păgâni și nedezvoltată. Și atunci regele, da, s-a implicat foarte mult. El și cu Mihail Cogălnicianu și-au dorit foarte mult dezvoltarea acestei zone, conștienți că partea economică va duce la dezvoltare. Okay, da. Și de atunci știu că au început inclusiv, uite, partea de plimbare. Bine, Regina iubea Marea. Vă rog? Expoziții temporare. Asta cu familia regală, nu? Da, că nu știam. Da. La o lună, două. 1914, da, cu regele Carol. Avem documente cam despre tot ce s-a întâmplat. Da. Chiar dacă Dobrogea a migrat de acolo, de la turci, la noi, prin țari, mă rog, bulgari, organizează expoziții temporare cu patrimoniul nostru sau prin colaborare cu alte muzee. Adică aveți parteneriate, da, da, foarte bine, da. Văzusem că s-a mai numit Tulcea și Hora Tepe. Hora de la ce vine? Hora, Colnicu Hora. Așa. Habar n-am, dar pot să improvizez. Păi nici eu nu am știut să dau o explicație. Hora. De la Hora în sine. Ok, gata. Corect. Nu eram sigură că vine fix de acolo, așa. Da. Și Tepe nu vine de la dealuri, pentru că avem și Beștepe, da, care este foarte aproape, da. Da, Beștepeul se vede bine de la Halmies. Și când lucram acolo, o să plouă, de unde știi? Nu se vede Beștepeul, vedea norul. Aha. Și știam că vine spre noi. Curentul, da, care aducea, da. Babadagul. La Babadag avem două monumente importante. Unul este Muzeul de Artă Orientală. Da, sperăm să-l găsim deschis astăzi. Turcească, restaurată. Au fost mulți ani în proiectul de reabilitare. Ansamblul geamiei, cu geamia în sine și cu mausoleul și Coiun Baba de sus, corect, din vârf de deal. Da, da, da. Da, Novio Dunum am pomenit. Da. Sediul flotei romane la Dunărea de Jos, Classis Flavia Messica. Asta e flota romană care apăra Dunărea de Jos. Uh-huh. Și separat era cel de la Halmiris. Și la Halmiris care era ultimul punct. Sediu principal, nu ultimul punct. Peste tot era. Din capătul Dunării care se ducea spre mare. Da, Halmiris. Până la mare. Și de ce la Novio Dunum? Era vadul de acolo. Ce înseamnă vad în accepția istorică, geografică, dacă vreți? Dunărea îngustă, mai îngustă decât de obicei, și pământ solid pe un mal și pe celălalt, astfel încât se puteau întinde, era zona de control foarte bună. Se putea întinde podul de vase, pentru că de obicei, în antichitate, Dunărea avea bălcile care o mărgineau. Da. Asta e, și era pește pe vremea aia, că avea unde să depună icre acum. Fiind solid pe un mal și pe celălalt, podurile de vase, da, puteau să fie fixate și soldatul cobora pe pământ tare și pe pământ tare, nu intra în baltă. Da. Nici nu aveau cum să facă pod de vase în zone inundabile.
Mai întrebați-mă. Eram curioasă doar așa ce tip de sol este în zona aia, de exemplu, la Novio Dumu. Deci asta este sol solid. Pământ. Doar pământ. Mă gândeam că e vreo rocă anume. Adică pământ mai înalt. Ok. Ca mal mai ridicat. Da, înțeleg acum, gata, da. Știu că noi suntem și căutați inclusiv pentru partea de geologie, pentru că avem toate aceste structuri. Și de asta m-am gândit că poate este vreo rocă mai specială acolo. Nu interesează pe nimeni chestia asta. Stăm acum să vorbim despre ce. Nu, asta era curiozitatea mea personală. De asta pe unele le-am mai văzut așa cu prieteni care fac studii pe temele astea. Da. Mulțumim. Da. Iar cele două epoche de referință pentru Dobrogea sunt epoca greacă și epoca romană. Epoca greacă și romană prezentă și la Constanța din plin. Da? Pentru că acolo, construindu-se, de exemplu, orașul modern peste cetatea Tomis, cumva cel mai important oraș al părții ăștia a Imperiului, prin construcția caselor, se găseau monumentele antice. Unele au fost ignorate, sparte, dărâmate, dar cu legislația care în mare parte se mai respectă acum. Au început să mai fie un pic salvate unele. Da. Ușor, dar unele au început să fie scoase în evidență. Deci este vorba de eliberarea terenului de sarcină arheologică. Da. În multe cazuri se interzice construcția sau schimbarea planului. Vrei să-ți faci casă? Până pe pilon și lasă acolo ce. Da, și podea de sticlă. Da. La Teatrul de Stat, fostul Teatru Fantazio, acolo știu că la fel au găsit continuarea zidului de apărare. La fostul Ibis, actual Continental Forum, este inclusiv basilica, dar nu este pusă în valoare. Că și eu mi-aș dori să o poată vizita lumea. E păstrată. Da. Din fericire, dar e conservată ok. La Mangalia, la hotel. Mangalia este peste Calatis. Da. Și are și la hotel și mai are și acolo, lângă Muzeul de Istorie, inclusiv cu poarta de acces. Da. Foarte frumos acolo păstrat. Ce să vă mai zic? Și Mangalia, restul le-a pierdut, că restul sunt în apă. Cum a evoluat orașul și mare. Da. Deci cele două epoci importante, cu cele mai multe urme și în Constanța și în Tulcea, epoca greacă, greco-elenistică și romană și romano-bizantină, adică epoca romană timpurie 1-3-4, epoca târzie 4-6. 4-7, începutul 7. Bine. Da. Mulțumim mult! Puteți preciza că vă vorbește un pensionar. Păi, din câte am înțeles, sunteți fostul director. La un moment dat, da. Da. Și aveți multe de povestit. Da. Eu aș prefera să precizez că ne povestește un pasionat. Da. Că pasiunea nu iese la pensie. Și, după cum vedeți, pensia mi-a petrec la grătar, în pădure. Și noi la fel. Și noi la fel, da. Și noi la fel, da. Mulțumim mult. Mulțumim. Foarte interesantă și expoziția asta temporară. Uite, și cu atât mai mult dacă avem șansa să o vedem. Da. Pentru că, da, atunci deja era și presa de zonă, uite, Dobrogea Liberală. Am avut destul de multe ziare în perioada respectivă, care cred că o parte au rezistat inclusiv în perioada interbelică. Iar după al doilea război mondial, evident că au cam dispărut. Că știu că am căutat inclusiv în Constanța astfel de jurnaliști și cronicari ai zonei. Uite, acum de pe baza lor ne dăm seama ce se întâmpla atunci sau cum era văzută zona, cum era văzută familia regală. La fel cu, știm, cu Mihai Minescu, care era critic la adresa familiei regale. Și e interesant așa de văzut cum vedeau ei istoria la momentul respectiv. Okay, da, punctele de vedere. Da. Adevăr. Da. Că uite, noi acum poate idealizăm, dar ei atunci nu erau critici la adresa. Da, nu da, ei, da. Unii, într-adevăr, da, nu toți. Foarte interesant așa să vezi cum se schimbă. Erau puncte de vedere diferite pe vremea aia și acum. Da, și monede, foarte multe monede. Cred că am povestit noi tura trecută, că asta mă uitam să văd dacă au și pe aici,
Când a fost acum Târgul de Mărțișor, aici la Tulcea n-am reușit să mai ajung să văd ce au avut. De fapt, expozanții erau plecați la București, de aia n-am venit. Dar la Constanța a fost un colecționar, tot așa, de monede, medalii, insigne și toate cele. Și are niște monede mărțișor legate cu șnur alb și roșu din 1905-1906, emisie făcută de regele Carol, inclusiv cu gaură. Pentru că știi că pe vremuri noi bănuții se făceau cu gaură de tip salbă. Dar ei luau monedele din circuit, le făceau gaură și le foloseau așa ca amulete de mărțișor și alea își pierdeau valoarea monetară și îl trebuia să emită noi monede. Și când s-a prins în 1905-1906, le-a zis, nu mai găuriți monedele, că vă fac eu unele direct cu valoare și cu gaură. Că îl costa foarte mult să facă emisie nouă de monedă. Și există două emisii de genul ăsta, un atelier din Belgia și unul din Germania, dacă nu mă înșel. Interesant. Foarte interesant. Dar mi-am păstrat și eu acasă două ca suvenir. Că mai avea colecționarul respectiv, mai avea câteva și chiar am vrut și eu să achiziționez două. Ce înseamnă câteodată, știi, mici detalii din astea de viața de zi cu zi. Și Dobrogea Jună. Dobrogea Jună cred că a fost una din cele mai prolifice publicații. Da, Constantin Sari este din Constanța, avem și casa marcată cu o plăcuță. El și cu Petru Vulcan. Petru Vulcan a fost mai mult pe partea didactică, să spunem așa. El a înființat primele biblioteci în Dobrogea, începând evident cu Constanța și probabil după aceea s-a extins și în celelalte orașe, că și-au dat seama că studiul întotdeauna va aduce la educarea zonei. Și s-a pus mult accent pe școală în perioada respectivă. Nu știu cum ai fost să mergi pe bărcile alea în perioada aia. Deși sunt născută la mare, eu în bărcuțe de alea nu prea mă urc, recunosc. Riscant. Și uite, era multă lume. Da, da, cu atât mai mult, da, da. Pe astea motorizate n-am nicio problemă. Pe astea cu vâsle am făcut un atac de panică odată, recunosc. Asta seamănă... A, pe Iahtul Regal. Bun. Da, aici exact ce povestea domnul mai devreme, domnul Topolanu, că au parteneriate, că acum am văzut că sunt niște documente chiar de la noi, de la Constanța, de la Biblioteca Județeană, care are un patrimoniu și de documente vechi, că spuneam că am avut o presă foarte activă în perioada respectivă și se documenta foarte interesant asta. Nu știu aici să zic statisticile de cifre, eu le știam doar pe alea de populație din zona Constanței. Pentru că noi ne-am dezvoltat foarte mult, exact ce ziceam, din momentul acela, Mihai Cogălnicianu a invitat foarte mulți țărani în Dobrogea cu promisiunea pământului. Și atunci procentele s-au schimbat efectiv de la an la an. S-a văzut diferența imensă. Sunt convinsă că s-a întâmplat la fel și în Tulcea, nu doar în Constanța, partea aceasta. Dacă le dai pământ oamenilor... Și-au venit, da. De exemplu, numele de Mocan, de acolo vine. Erau ciobanii din Transilvania. Moca. Mocanu. Numele de familie Mocanu, de acolo vine. Ok. Ca idee, da. Că știi că așa se dădeau de obicei numele de familie în funcție de meseria pe care o aveau sau da, de pater familias care făcea ceva. Mănăstirea, da, sunt câteva, e un triunghi al mănăstirilor, că vedem aici Celic Dere. Da. Ne-a zis și domnul profesor mai devreme legat de toate aceste cripte și basilici în care au găsit tot felul de martiri. Și inclusiv aici e foarte bine poziționat într-un vârf de deal. Celic Dere sau un și Cocoșul. În general, când se fac pelerinaje, astea trei sunt bifate foarte, foarte deosebite și ca și construcție și ca tot. Uite că este, sau original, cel puțin, era în stil rusesc. Cred că au mai amenajat niște chestii mai moderne zilele noastre acolo. Dar tot merită. Deci, mai ales în perioada asta, acum de primăvară, ai văzut ce drumuri frumoase au avut. Da. Acolo ai și un pic de serpentine. Deci acolo deja ai mai înalte dealurile decât aici. Și e fabulos. Ești aproape ca la munte pe acolo. Voi aveți mai ușor din București, altă zonă de vizită. Și în 1926, deci înseamnă că aici regele Ferdinand, da, când a venit în vizită. Pentru că regina Maria construise domeniul de la Mamaia și venea foarte des aici, dar nu să și stea peste noapte, din câte știu eu. Da, și de asta cu flora, că de aia s-a și dus de altfel la Balcic, tot la fel datorită florilor, că a rămas acea imensă grădină botanică acolo. Nu știu dacă ați fost sau dacă aveți în plan. Am fost?
Merită, da, merită. Acolo la fel merită în mai multe perioade ale anului, pentru că ei schimbă florile, cred că au arhitect peisagist 99%, uh-huh. Și din, cam din două în două săptămâni se replantează tot timpul florii. Acum e perioada de la lele, okay. Și după aceea încep tot felul de alte flori, plus au și zone de liliac și este, efectiv, este grădină botanică. Uh-huh. De aia, când o să mergeți, o să vedeți că o să plătiți două bilete. Un bilet se plătește la universitate, că este partea de facultate de biologie, și un bilet se plătește la Ministerul Culturii, pentru că este și monument istoric, da. Și sunt foarte multe plante, copaci și toate cele, cu etichetele în latină, uh-huh. inclusiv în cadrul castelului. Foarte interesant și foarte multă grijă au, asta îmi place mult la ei. Uh-huh. Dacă tot plătești două bilete? Da, 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 da. Nu, dar acolo chiar nu te simți jăgmănit, acolo chiar te bucuri de tot acolo ce vezi. Da. Plăcuțele uh-huh. acolo sunt inclusiv în limba română, deși ei menționează doar Regina Maria. Nu zic că este și a României, dar menționează Regina Maria tot timpul. Da. Au un respect foarte mare pentru ea. Deja ne ducem și în perioada interbelică cu regele Carol. Uite, drumurile. Când ne-am adus aminte acum că am venit pe drumul de piatră, aproximativ, da. Deși acolo piatră pare de și podeți și paie sau ceva. Încă s-au păstrat. Da, da, mare... da. Păi drumul pe care am venit noi acum, ăla cu piatră cubică, este ăla vechi de pe la 1800 și un pic. Exact. Pentru că era drumul Mahmudiei aici, era nod feroviar. Mm-hmm. Și ale erau zone comerciale foarte importante. Mahmudia și Murighiol, pe care le-a menționat și domnul mm-hmm. Topoleanu mai devreme. Murighiol și el nume turcesc de la Mur. Ne gândim la mure, ne gândim la culoarea aceea vânătă. Uh-huh. Era un lac care are așa o culoare spre lac vânăt, în funcție de apă și de, o să zic, alge. Nu știu dacă sunt chiar alge, știi, flora uh-huh. care se okay. face acolo și se închide la culoare. Da. Și cred că de acolo i-a rămas numele de lacul acela cu vânăt. Uh-huh. Da, și aici este presa. Și bancnote. Și bancnote, da. Am avut zilele acestea, ziua porților deschise la BNR-ul din Constanța, la Banca Națională. Ah, ok. Și au avut, multe da, au avut, anul ăsta au avut cu expoziție cu tematică zoomorfă și vegetală, monede și de astea și niște cu medalii. Cu desene, de da, da, cu, exact, cu teme din acestea. Okay. Foarte interesant. Dar țin minte că pastele am văzut anul trecut, tot așa, la BNR-ul din Constanța. Mhm. Cu valorile și uite și cum se pronunța, vezi? Două, stai, nici nu pot să pronunț, două decile. Da. Foarte tare. Plus dimensiunile. 100 milei. Uite acolo sus. 100 milei. Acolo. Mhm. Și-au dorit să facă expoziția. Uite, din, 80, din 98. Pentru că a venit și mm-hmm. ultima parte a familiei regale, foarte frumos. Da. Mm-hmm. Coroana de oțel. Încercăm și jos un pic, că avem aia cu Enisala, știi, și exact. Pot face legătură cu episodul anterior și să zic și de Argamum, că nu știu dacă nu neapărat să-l bifăm acum. Nu, lasă. Argamum de acolo. Ajungem acum. Uite, aici chiar lucrează ceva, vezi? Da. Sau cred că au avut atelier cu copiii. Da. Așa pare. Aia e chiar destul de drăguț, o să vezi acum și din fotografie. Și mergem și dincolo, mai avem ceva și acolo? Crezi acolo că este civilizația romană, din câte am reținut. Și crezi că ar mai fi cazul? Adică dacă ai avea ceva, dacă nu lăsăm nu așa. Nu cred, nu, bon, aici da, mai degrabă. Așa. Nu știu dacă știu să, adică dacă reușesc, uite, după aia, dacă mai bine mai vorbim aici un pic pe hartă. Ah, ok, da. Și dacă tot îi mai trimitem și la celelalte obiective. Da. Așa. Gata? Încep? Da. Așa. Stop, stop. Stop, stop. Să ai tu grijă cu geamul, da. Când am fost în episodul anterior și am vizitat cetatea Enisala, știți că acolo mai aveam doar ruinele de cetate, zidurile în sine, iar camera respectivă avea doar niște panouri, pentru că obiectele pe care le-au descoperit prin săpături au preferat să le aducă aici la muzeul principal. Mi se pare că ai spus și acum. Da. Uh-huh. Și acum chiar le-au expus foarte frumos cu piese, dar se vede că deja era civilizația avansată, se vede după vase și după faptul că aveau deja metal pe care îl lucrau. Automat aveau și cuptoare. Inclusiv văd că au păstrat o bucățică, după aceea o să vedem, dintr-un monument de incinerație. În perioada aia mormântările se făceau foarte des prin incinerare. Asta cu înmormântarea a devenit ulterioară. Uh-huh. Și cu înmormântarea am avut noi pe drum
un dâmb, vi l-am arătat pe la un moment dat pe câmp, care mi-am zis, se văd și aici așa expuse, că astea sunt morminte tumulare. Și astea, în general, sunt de dinainte de Hristos. Puteau să fie pentru ofițeri, puteau să fie și morminte comune de soldați. Totul pe o suprafață foarte mare, adică un singur mormânt. Destul de mare, da, și acoperit așa de comod. Iar acum este acoperit de vegetație. Da. Pe drumul ăsta, Constanța-Tulcea, din loc în loc o să vedem astfel de dâmburi și mare parte din ele sunt astfel de morminte tumulare. Ar fi, cele mai multe, cred că sunt exact în zona Histria și Cogealac, pe acolo. Cred că le-am văzut eu pe cele mai ușor vizibile. Nu mai au piese în interior, dar știu că periodic mai lucrează cu studenții de la Facultatea de Istorie, evident, pe secția de arheologie, tocmai ca să învețe să facă o descărcare arheologică, să știe cum se verifică, să vezi dacă ai piese care ar putea să fie importante. Zona de amfore, și asta e foarte frumos expusă, nu mai știu dacă voi ați vizitat Muzeul de Istorie din Constanța, pentru că acolo avem un etaj aproape întreg cu astfel de amfore, inclusiv cu partea de țevi pentru apeducte și pentru alimentarea cu apă sau pentru încălzire în podea, că v-am arătat la Histria, încălzirea în podea, da. Și sunt fabuloase. A plecat domnul profesor, cred. L-ați gonit? Nu, l-am gonit, că mai sta cu noi de vorbă. Dar mai aveți știu, da. Și aici văd că au mai pus tot așa o expoziție doar sub formă de panouri. Asta, la fel, poate fi făcută ca excursie de vizită, Orgame sau Argamum. Este și ea considerată una din cele mai vechi cetăți, este destul de bine scoasă la vedere, dar mai au de lucrat încă aici, pentru că nu sunt încă fonduri suficiente. Da. Și este foarte aproape de localitatea Jurilovca. Toată lumea o știe de unde se pleacă de obicei la Gura Portiței. Cred că pe Google Maps se poate găsi. Este menționat, și este și bine marcat cu indicatoare. Okay, deci merită din sat, de la Jurilovca, în vreo 3 km se ajunge în apropiere, se mai merge un pic pe jos. Uite, aici se văd și zidurile foarte bine, un pic mai bine scoase în evidență. Nici aici încă nu au expus tot, este chiar foarte mare. Pentru că și aici și la Histria, exact ce povesteam, parcă și la Histria mai aduc tot așa studenți și fac sub formă de practică pentru a mai scoate la iveală ce restul mai sunt. Partea interesantă la Argamum este că e pe vârf de deal, exact ce povestea și domnul, de acele maluri mai înalte. Și aici avem, cred că, cea mai mare înălțime. Ați văzut că la noi, de obicei, nivelul este destul de plat la nivel cu apa. Aici avem, aș zice, 50 de metri înălțime. S-ar putea să existe niște fotografii la celelalte panouri. Și aici văzut de sus? Da. Sau e altceva? Te-ai cred că e o vedere un pic de sus, dar doar pe o anumită zonă, pentru că nu este toată, pentru că eu știu că ea trebuie să se termine cumva la malul apei. Iar aici e clar că e doar o secțiune din toată asta. Da, că nu văd apă în nicio parte. Da. Partea de înhumare văd că au găsit-o foarte bună de cercetat, că asta se referă cu dimensiunile mormântului, cu ofrandele pe care le găseau. Detaliile pe care le găsești în mormânt îți arată statutul celui care a murit. Cu cât era mai elaborat, automat era o persoană mai de vază. Sau, din potrivă, pusese pedepsit, că mi-a arătat aici un mormânt. Aha, sunt și care cu pedepse. Este și unul cu pedepse, n-are absolut niciun obiect și a fost mormântat cu capul în jos. Deci, clar, acolo a fost o chestie ritualică de tip pedeapsă, am putea să spun. La ei tot era cu simbol, adică de aici îți dai seama, nu mai ai nevoie cum ar veni de cuvinte. Deși dovezi istorice știu că avem destul de bine puse în vedere aici. Pentru că aici s-au făcut foarte multe săpături. Cam după 1900, exact ce povesteam, după ce am devenit parte României, au fost foarte mulți pasionați, ca și domnul profesor de mai devreme, care au tot venit și au tot căutat. Și mai ales în anii 20 a fost așa un val de niște arheologi foarte buni. Și după aceea mai fost în anii 70-80. Atunci s-a descoperit foarte mult. Cred că atunci a fost și dânsul. Atunci a fost sigur și dânsul. Au fost o echipă de oameni foarte pasionați, inclusiv Histria, ați văzut atunci, că era inclusiv mormântul unui profesor fix acolo. Da, chiar acolo, la termen, în pozișorul acela, da. Ce înseamnă pasiunea, da. Exact. A vrut să rămână tot acolo. Da, uite, de aici se vede un pic din coastă. Și cu barca din Jurilovca se poate ajunge și de pe malul lacului, ca să vezi perspectiva. Ce interesant ar putea fi, da. Inclusiv ciulinul, da, asta este tipic dobrugean. Nu cred că a apărut încă ciulinul, dar poate îl găsim acum când ne plimbăm.
Ăsta pentru mine e clasicul de da, după. Arată, da, arată mai diferit oricum. E destul de mare. E chiar foarte mare, deci unele foarte sunt mare, foarte, așa, foarte mari. Așa, ziceam de faptul că aici se pot face foarte multe trasee și în funcție de... și în funcție de timpul liber pe care îl are fiecare sau de interesele pe care le are, pentru că le ai pe de-o parte. Poți cetăți, poți... Rezervații naturale, poți inclusiv parte de gastronomie locală. Au început să apară și astfel de mici puncte care sunt foarte frumoase și foarte bine puse la punct. O să încercăm să bifăm și noi astăzi în excursie ceva pe traseu și... pot să fie pe uscat, pot să fie drumeții. Uite, inclusiv aici la Măcina avem Parcul Național, care are ghid, că ziceai de ghid. Aha, deci okay, are un reprezentant drumeții cu centru, da, cu centrul de informare turistică și domnul este acolo și dacă poate chiar vine cu noi în excursie. Eu l-am cooptat de vreo două ori. Da. Și este foarte dornic de asta și povestește fabulos. Filmul Aferim s-a filmat, de exemplu, în zona respectivă, în Măcin, că știu că mie mi-a plăcut foarte mult filmul acela, Aferim. De asta ziceam, de partea asta de cetăți. Iar ei au un program în care le au expuse pe toate foarte bine, ca să știm la care să ne raportăm și cum stăm în funcție de distanțe. Asta și orașul, da, Tulcea în sine este foarte drăguț de prezentat. Au și ei, nu neapărat octogon confesional, dar au, cam cum avem și noi la Constanța. Pe drum am văzut sinagoga, doar că acolo nu știu sigur când este deschisă. Moschia la fel, este doar la anumite sărbători. Biserica Sfântul Nicolae o să o vedem și noi acum, este superbă. Iar după aceea partea de centru. Aici au celelalte resorturi sau alte obiective comerciale care pot fi vizitate. Da. Parteneri. Enisala. Aici și Jurilovca. Aici între Enisala și Jurilovca sunt 12 km, de fapt. Atât sunt de aproape. Deci astea cu atât mai mult pot fi bifate într-un traseu de o zi. Indiferent de unde vii. Chiar și dacă vii de la București, cred că este destul de ușor să vii așa. Sau dacă vii de la Constanța, ați văzut deja, e aproximativ o oră cu mașina. Și merită. Iar peisajul întotdeauna este o plăcere. Pentru că zona asta, eu de multe ori o fac exact așa cu, când am mai făcut-o cu mașina și de la Enisa la Sarichioi, rămân de tot timpul, ești pe malul lacului. Și ai tot timpul lacul pe lateral, Razimul. Când mergi de aveți lacul. Și se vede superb. Și de asta ne imaginăm că, uite, de aici vine Marea Neagră. Dar Marea Neagră era până aici, acum 2000 de ani. De asta au avut atât de mare importanță cetățile de aici. În momentul în care s-a colmatat natural, că așa se cheamă fenomenul, s-a închis cu plaurii ăștia și cu nisipul ăsta mișcător, s-a pierdut conexiunea cu Marea Neagră, atunci și-a pierdut ele importanța ca cetăți. Și de atunci au și dispărut, probabil, ușor. Da, exact, pentru că lumea s-a mutat de acolo, că nu mai avea de ce să mai stea. Și e interesant că, deși ai zice că ele sunt conectate, există și cluze și tot, aici e lac de apă dulce. Nu e lac de apă sărată. Da, uite transformare. Da, în 2000 de ani, cu aproximație. Da. Da, ok, drăguț. Și mai e o hartă afară, să vedem ce mai... Da, hai să vedem harta cu toate obiectivele lor. Da. Să chem pe domnul Topăreanu din nou, pentru acolo? Suntem în regulă, cred. Da, da, e ok. Da, vă anunță. Mulțumim mult. A, nu. A, da, uite. Vino cu. Cât de simplu le-au expus, știi? Deci, efectiv, tot ce au ei în lista lor de administrare, am putea să spunem așa. Și de asta văd că pornesc exact de la Jurilovca. De când o văd? Uite, Jurilovca jos, da. Cu Enisala și Babadag, pe lângă care am trecut și noi. Și toată partea asta alaltă. A, uite, și Saon de data asta. Deci aici Basilica Niculițel, de care povesteam, și Mănăstirea Saon, pe care am văzut-o un pic mai devreme, care a avut și ea niște martiri acolo. Printre cei care au adus cumva creștinismul în zonă, după povestea cu Peștera Sfântului Andrei, evident că au mai fost și alți călugări care au adus creștinismul aici și de asta Saon este foarte căutată în perioada respectivă. Se fac tot așa pelerinaje. Dar și Celic de Reș și Cocoșul sunt... Adică cele trei? Da. Triunghiul, da. Exact. Există o cramă care chiar avea un vin, nu știu dacă îl mai are, care se numea Triunghiul Mănăstirilor. Și avea cupași de trei vinuri și s-au legat de poveste, că sunt chiar de aici, exact din zona aia de Isaccea și Niculițel, au via. Ok. Și doar asta să o prezentăm de afară. Da. Deci asta e partea... Imediat.
că mai vorbim. Nu-i problemă, că nu, noi luăm partea de sus. Nu vreau să stric imagine. Nu, de cum. Dar vă vrem, dacă vreți să vorbiți, vă vrem și pe dumneavoastră. Al doilea corp, pentru că exact ce zicea și domnul profesor, din lipsă de fonduri le-au adaptat pe rând pe rând, prezintă partea de istorie romană, deci a doua secțiune a istoriei regiunii. Și e clar că se vede după construcție, că eu dacă am mai văzut și la Adam Clisi, aici au basoreliefuri la muzeul de la Adam Clisi, au să avem un mozaic foarte mare, mural pe exterior, imens, care se găsește de altfel și la Casa de Cultură de la Mangalia și avem și aici, în centrul vechi din Tulcea, o să vi-l arăt. Perioada aceea comunismului erau alte reprezentări, mergând spre ideea asta de patriotism, naționalism, că vedem că aici avem cu soldații. Că sunt puse aici. Da. Și mai puțin partea agricolă de-abia în capăt, adică fiecare basorelief de genul ăsta prezenta ceva din istoria regiunii, timpurilor. Da, exact, și a momentului. Da. Cu siguranță era o, am putea să o numim chiar o modă de moment, genul ăsta. Exact. Cam mai văzut așa, am văzut și la gară la Arad și la Timișoara, tot la fel genul ăsta de basoreliefuri și de mozaice. Adică până la urmă, eu îi apreciez pe arhitecții de atunci că au reușit să facă niște chestii, pentru că era greu să le faci și să fie totuși un pic artistice. Și sunt ok lucrate. Da, mă pricep și eu, da. Arată bine. V-am adus și în zona de centru a orașului Tulcea, pentru că și aici se găsesc câteva lucruri foarte frumoase. Aici recomand plimbarea pietonală. Există spații de parcare și avem piața. Noi am văzut acum, pentru că am venit în perioada weekendului de 1 mai, că era un fel de street food, probabil. Da. De obicei folosesc producători locali, ceea ce mi se pare foarte frumos. Mai avem în spatele meu Biserica Sfântul Nicolae, despre care vom vorbi imediat, și peste drum, deci de asta spun că totul este pietonal și merită o vizită. În fiecare zi, mai puțin luni, dacă nu mă înșel, până la ora 5, este Casa Avramide. E monument în sine, ea, casa, de sine stătătoare. Ea aparține de Muzeul de Artă, dar are o decorațiune atât de frumos făcută înăuntru. La începutul 1900, acest Avramide era un negustor, evident comerciant, avea mori, avea fabrici și când și-a construit casă, a vrut să-și arate și statutul pe care l-avea din punct de vedere financiar și a contractat arhitect italian la această clădire. Și atunci înăuntru toate tavanele sunt pictate, totul este cu niște detalii baroce. Am apucat superbe. Să băgăm așa puțin capul. Am apucat și noi să aruncăm o privire scurtă. Dar merită alocat un pic mai mult timp și știu că au și tot felul de expoziții temporare, din care una e o temporară ceva mai veche, dedicată unui pictor local cu niște picturi deosebite, foarte mari și foarte pline de elemente. Acolo trebuie să-l mai studiez și eu, că încă nu știu detaliile pe care a vrut el să le expună acolo. De obicei, titlul picturii ne duce totuși în ideea pe care a vrut dânsul să o expună. Știu că sunt niște prețuri foarte modice, din fericire, la astfel de obiective muzeale, dar e o încântare pentru suflet această casă. Toate camerele alea înalte, toate piesele de mobilier, lemnul lucrat și pictat, chiar sunt fabuloase. Da, te fascinează. Da, te duce în lumea de atunci. Am făcut eu comparația înainte să începem filmarea cu Bruckenthal, da, cu palatele din zona Transilvaniei. Cam așa ar fi și această casă. Deci chiar este o surpriză extraordinară în momentul în care intri și descoperi cameră după cameră. Eu cred că am pierdut aici lejer o oră jumate, două, după fiecare detaliu în parte de arhitectură. Iar peste drum avem una din primele biserici creștine și aici ne întoarcem iarăși la perioada Imperiului Otoman, pentru că am mai povestit și la Histria de acele biserici pe care le făceau prin negociere cu musulmanii, ca să aibă și ei un loc de rugăciune. Deși a fost făcută în 1862, ea nu a funcționat încă de atunci. Și a fost foarte simplă la momentul acela, nici măcar decorațiuni nu a avut. De-abia după 1877 s-au apucat alți credincioși ortodoxi de ea să o finalizeze. Și la începutul lui 1900, inițial fusese contractat Ștefan Luchian să facă pictura pe interior. Deci clar era deja apreciată. Nu a terminat-o el, a terminat-o profesorul de Marinescu. Dar știu că, și o să intrăm înăuntru dacă este să anuncăm și o privire, tavanul nu este doar drept, are tot felul de bolți. Și cred că fiecare este oarecum cu câte o scenă descrisă acolo prin picturi. Hai să vedem cum arată și pe interior. Castel de arhitectură este un stil bizantin, că deja aveam influența aceasta din punct de vedere al creștinismului. Un botez. Fiecare are câte o scenă.
să vii aici. Uite, fiecare cupolă are cu toți ce. E un stil mai puțin întâlnit, inclusiv picturile, observ că sunt unitare. Mult mai puțin sfinți, mai puține scene față de cea, de exemplu, pe care am văzut-o la Constanța. Cum afirmează? Da. Cea pe care am văzut-o la Constanța, care este mult mai încărcată. Adică acolo chiar au produs scene din Biblie extrem de multe. Aici au lăsat-o cumva mai aerisită, mai mult cu elemente vegetale. Și atunci scenele ies mai bine în evidență. Ca sfânt al bisericii, aceasta este Biserica Sfântul Nicolae. Piața merge înainte, evident că avem și eveniment. Da. Avem doi. Ah, doi, da. Aha, acolo în centru, pe lângă ce? Da, în cupola asta, aici. Partea asta de pictura religioasă nu știu să o interpretez, recunosc pentru că nu am aprofundat încă subiectul. Cred că s-ar putea Damian, dacă e să-i arătăm, să ne explice. Și evenimentul cu botezul. Doi băieței, că văd că amândouă sunt cu albastru. Aia este și sâmbătă, a trecut și Paștele. Da. Hai, să continuăm. Ultimul obiectiv pe care vreau să vi recomand în orașul Tulcea, pentru că noi mai avem aici de explorat în continuare. Da, e cam la margine. Este la margine, este chiar pe drumul Mahmudiei. Deci aici este chiar ieșirea către Mahmudia și Murighiol, cele pe care le-a menționat și domnul Topoloveanu de altfel, ca zone de vizitat și le recomand și eu. Este numit satul pescăresc sau un fel de muzeu al Deltei Dunării. E un proiect foarte recent, cred că are câțiva ani, aș zice 2016-2017, care reproduce Delta Dunării într-o altă formă. Și de aceea îl recomand în special pentru a veni și cu copiii, pentru că ei sunt foarte vizuali și au nevoie să vadă ca să înțeleagă uneori niște aspecte de genul acesta geografic și cu așezările. E făcut ca un parc în aer liber, după cum vedem, cu trei alei principale care sunt făcute în forma brațelor Deltei Dunării. Cele trei brațe principale sunt reproduse aici, iar fiecare casă este reprezentativă pentru câte un sat de pe aceste canale, inclusiv cu câteva descrieri. Ce populație era majoritară acolo, ce ocupație principală aveau. Există și o bisericuță din aceea din piatră, cu calcar de babadac, dacă nu mă înșel, inclusiv acoperișul de stuf. Știu că s-a început să se reediteze tehnica aceasta a specialiștilor care știu să facă acoperișele din stuf, se cam pierduse tradiția și ușor, ușor începe să reînvie. Și când vizitați, de asemenea vă recomand, pentru că se permite, se poate intra în fiecare casă. Au și asta câteva obiecte interesant. De decor, cuptor, partea de bucătărie în general este destul de bine amenajată și după aceea acele mici magazii, am putea să le numim, cu activitățile în general specific pescăresc, că se și vede de altfel deja o barcă în față. Până la urmă este activitatea principală, că de aceea suntem la Delta Dunării. Și chiar e o plimbare foarte frumoasă. E o altă ieșire într-un alt fel de parc. Deci un parc numai, tematic. Numai de aici, dacă te uiți și îți imaginezi că ești acolo și te plimbi, e fantastic. Și se vede foarte frumos, inclusiv în momentul în care ieși din Tulcea spre Mahmudia, n-ai cum să nu-l vezi. Și sunt convinsă că este foarte atrăgător. Chiar și neștiind, eu aș trage de volan, hai să văd ce se întâmplă acolo, că prea e frumos. De departe am văzut-o și se vedea foarte bine. Da. De acolo, și casele departe. Sunt cu culorile tematice, pentru că noi știm de casele pescărești cu acel albastru. Nu este numai albastru și albastru acela este de obicei în mai multe nuanțe. După cum vedem aici, există și alb și verde în combinație. Doar că cine vine pe aici trebuie să se uite atent la program. Da. Că noi n-am mai apucat să mai intrăm. Au închis mai devreme cu o oră. Bine, e și sărbătoare și 1 mai. Dar vă asigurați când veniți aici.
Da, uite cum am făcut noi făcând ieșirea în mini-vacanța de 1 mai, probabil programul devine mai scurt și mai trebuie luat în calcul că acestea fiind obiective muzeale care aparțin de instituțiile de stat, au programe diferite de vară și de iarnă. De obicei, cele de vară se termină la 4, maxim 5, de iarnă, pardon, dar 5 după amiază, dar cele de vară se termină undeva pe la 8. Da, dar merită. Nu e bătut în cuie. De asta. Uh-huh. Să încercăm să nu venim chiar în ultima clipă, că s-ar putea să, să admirăm de pe margine. Da. Da. Altfel merită. L-am prins și deschis, de asta nici nu știam că au așa diferență de, de ore. Ok. Să mergem mai departe. Da. Ia uite unde am ajuns. Am ajuns, da, în încă unul din secretele pe care aș vrea să le afle toată lumea, pentru că este la fel unul din locurile mele preferate și știți că v-am promis de mult că o să vă aduc aici. Suntem pe malul lacului Razem. Aici vă recomand să veniți inclusiv să vă cazați, pentru că de aici răsare soarele. Noi acum suntem la apus și soarele este în partea cealaltă, dar dacă sunteți matinal, îl puteți vedea cum răsare efectiv din lacul Razem. Localitatea se numește Sarichioi. Aici avem o comunitate foarte mare de etnii, în special mai avem o comunitate de bulgari și de ruși lipoveni. Iar numele de Sarichioi chiar vine din rusă veche, care înseamnă pământ galben. Este o formă de lut. Dar oricum, forme de agricultură se practică foarte mult aici, în special în rest ca activități, evident rămâne partea de pescuit. Chiar sunt uimită că nu sunt atât de multe bărcuțe. În general, la ora asta ar fi trebuit să fie foarte multe trase. Poate acum au ieșit. Știu că încă n-a intrat prohibiția la partea de pescuit și s-ar putea să fie ieșit să-și strângă plasele. Este foarte bine reglementată activitatea de pescuit, tocmai pentru a lăsa să se și multiplice după aceea speciile pe care le avem în zonă. V-am zis și mai devreme că aici este lac de apă dulce și este cel mai mare. Iar după aceea de aici până la Inisala mai sunt 10 km, de la Inisala la Jurilovca încă 10 km, deci acestea se pot face foarte ușor, foarte da. Ușor, foarte cu vizită inclusiv la cetatea Argamum, cea de lângă Jurilovca sau către Gura Portiței. Ar fi cele mai ușoare excursii de o zi care se pot face în zonă. Ok. Cazări foarte multe și o să avem imediat. Da. Și o să avem imediat și două recomandări de puncte gastronomice în care putem să mâncăm cu specific local. Pentru că eu le-am încercat personal și am fost extrem de mulțumită și de încântată întotdeauna. Ei dacă nu au voie la pescuit, asta ne și spun sau ne arată. Recolta zilei a fost asta și doar asta mănânci. Okay. Nu există, da, opțiuni de comerț, pentru că oricum n-avem nici supermarketuri în zona acum, dacă stau să mă gândesc bine, e suficient de departe sau prea departe și de Tulcea și de Constanța ca să-și ia produse de supermarket în zonă. Bun, da. Hai să mergem până hai acolo. Hai să mergem la Taverna Lega Fish. O tavernă așa, cochetă. Da. Da, mie mi-a adus aminte și probabil multora în funcție de vacanțele pe care le-au făcut, de acele taverne micuțe pe care le găsim pe insule prin Grecia, în care ai 3, 4, 6, maxim 10 mese și meniul de obicei este o foaie. Pe o foaie A4 îți arată specialitățile pe care ți le poți pregăti și pe care le stăpânesc foarte bine și alea sunt opțiunile. Nu există altceva, inclusiv meniul de... Cea de acolo? Cea de acolo, da. Cu măsuțele, acum chiar văd că au extins-o un pic mai mult. Știu că se fac foarte multe excursii de la București care vin aici. Da, am văzut în parcare. Da, asta ne uitam la numerele de mașini. Da, da. Văd că au amenajat și un spațiu inclusiv pentru copii. După aceea aici mai continuă un pic aleea și este și un mic podeț pe care cred că deja l-au numit un fel de podul îndrăgostiților. Au păstrat și niște lacăte anii trecuți. Ok. Dar, exact, uite, vii cu copilul și aici poți să ai liniște, siguranța că îl lași să zburde un pic, să-și mai consume energia. Da, în timp uite ce... și trambulină pentru copii. Da, da, da. A, și trambulina, da, cred că e proaspăt montată. În timp ce părinți, exact, și nu este vreun trafic mare, astfel încât îl poți lăsa supraveghindu-l un pic de la distanță. Uite pe acolo niște clăpe. Da, avem, da, zona amenajată de urcare din două laturi, că eu știam doar prima latură anii trecuți. Deci era mai mică. Era mult mai mică, era exact cât este acest balcon pe care îl vedem. Și toate mesele astea exterioare, au început să apară gâzele. Le-a pus, e prima dată când văd atât de multe. Deci începe să dezvolte zona asta. Da, da, dar pe mine mă bucură lucrul acesta. Căței n-au nici treabă cu noi.
pensiuni sunt foarte multe. Da, pentru că au și sărbătoarea orașului și acum fiind și cu weekendul de 1 mai, cu siguranță se așteaptă la vizitatori. În timpul sezonului eu chiar recomand de fapt să se sune înainte. Da? Cu rezervare de masă, da. Ok, este rulaj, dar pentru o ușoară garanție sau să nu cumva să aibă evenimente, inclusiv la a doua la care o să mergem, la Casa Filip. Acolo mai fac și evenimente private și atunci cu atât mai mult ai nevoie să știi că poți veni, că ești primit. Le vezi acolo în frigider și doar așa pe plită. Bună ziua, Gabi, mai e pe aici? Așa, nu că nu voiam nimic, am realizat că venim așa în vizită și că facem o filmare scurtă de asta. E regulă. De fapt, nu mai vreau nici meniu, că voiam să le explic cum e la voi sistemul, că este cu recolta zilei și aia mănânci. Da? Hai ca idee, doar cât să povestim. Venim aici în față la bar? Asta e că au închis deja barul. Da. Atât. Deci, ca idee. Atât este meniul, da? Și ai antreuri și plită. Și aici îți zice și în funcție de ce a avut în ziua respectivă, îți zice care sunt opțiunile. Ți-l și arată, îți vine cu el așa pe un cârlig și după aceea ți-l pune pe plita aia mare pe care vedem că este încă plină de sare. Vinurile sunt numai locale, toate, uite-le, caie de la Letea și Arida de Babadag. Și atât, se potrivesc perfect, vă confirm. Asta. Iar la mujdei, în general, cu toți cu care am venit, s-a cerut refil de castron, da, de mujdei. Pentru că pe lângă îți mai vine doar cu ceva cartofi, din câte am văzut, și alte câteva legume. Și atât. Și se potrivesc perfect. Deci asta este recomandarea mea. Dacă vreți ceva local, neapărat aici să veniți să faceți un popas. Deci, practic, acolo se pescuiește și aici... Și aici, deci, mai proaspăt de atâta nu există. Da. Doar că nu ți-l scoate pe loc. Că, na, cred că dimineața și seara se adună parte de pește. Da. Lega fish, da? Să ținem minte așa, că anume mi-a plăcut și jocul de cuvinte cum l-a făcut. Și în Sarichioi, chiar până în capăt. În capătul străzii, la lac, aici îi găsim. Că văd că am mai apărut deja încă două locații. Da. Deci opțiuni sunt. O să se extindă. Ceea ce e ok. Trebuie să existe pentru toată lumea opțiuni. Stai să dau meniul. Așa. Mulțumim mult. Și ne mai vedem. Da, vă aștept. Uite. Aici au fost... Uite. Așa îți venea cu peștele și ți-l arăta când îl scotea din frigider. Și după ce a terminat, a fost lăsat aici, da. Că a fost făcut pe plită. Încă se simte cald, încă nu s-a stins complet, cred că, jarul. Iar gustul este într-un mare fel. Tigăile alea mari, nu știu cum să zic, le face, de fapt, le pune ca o formă de capac. Și atunci face și o năbușire la abur, în timp ce stă pe plita aia de sare. Da. Aici mănânci, efectiv, purcică, cu mâna. Nu există altfel stilul de a mânca. Exact. Da. Bine. Secretele alea de localnici. Da. Și m-am bucurat că s-a ținut de treabă, că eu cred că am aflat de el exact undeva înainte de pandemie, dacă nu mă înșel. Și atunci tot timpul ți-e frică că au fost afaceri care nu au mai rezistat. Dar el văd că a revenit. Îl tot urmăream de când am făcut episodul cu Enisala, pentru că el, având doar terasă, depindea foarte mult de vreme. Și mi-a zis că până la jumătatea lui aprilie cel mai probabil nu va deschide, acum fiind și cu weekendul de 1 mai, de asta am avut norocul să-i găsim deja la treabă. Și de acum până în vară, de obicei cam până în septembrie, chiar și octombrie, depinde de vreme, pot să fie deschiși. De asta aici trebuie dat și un telefon înainte. Eu am avut norocul de la el într-un octombrie să mănânc raci, culegi de aici. Ok. Bine, mi-a adus acasă și i-am gătit și am zis că ok, mai bine plătesc când am văzut câtă muncă este să-i gătească, să-i cureți, să-i fierbi, să nu aveam nici recipientele necesare acasă, dar foarte gustoși. O să mai repet experiența. Și că alea au fost așa, deci pentru mine a fost un eveniment când mi-a zis, am găsit raci, vrei? Da, vreau. E momentul ăla de experiență pe care trebuie să o încerci. Da, hai să vedem și Casa Filip, hai. O casă complet tradițională refăcută.
Și încheierea mea apoteotică, un loc la care la fel m-am simțit foarte bine și întotdeauna au fost niște gazde extraordinare, se cheamă Casa Filip, suntem tot în Saricăi, cred că sunt 100 de metri. O aruncătură de băț. La taverna de la tavernă. Uh-huh. Amândoi se recomandă reciproc, că așa am aflat și de unul și de celălalt. Pe proprietarul de aici, pe Alex Filip, îl știam de fapt de dinainte, din alte contexte și mi-a plăcut când s-a mutat aici, soția este de aici, uh-huh, cu rădăcini lipovenești. De aceea au și amenajat spațiul acesta de cazare. Cred că au vreo 6 camere toate. Am înțeles că acum sunt complet acoperiți pe cazare, de aceea nu o să putem să vedem interioarele. Și au făcut inclusiv punct de observare. Acolo de în spate. Așa ce povesteam de văzut răsăritul. Să zicem că poate ești matinal și nu prea și nu te-ai mai duce până pe malul acolo. Poți să urci acolo în punct. Inclusiv, cred că și partea de birdwatching se poate face de acolo. Iar în capăt, acolo este și terasa restaurant, pe care cred că de anul trecut au deschis-o inclusiv la public. În rest, ea este doar pentru cei cazați. De aceea aici, nu numai că recomand, este obligatoriu un telefon înainte. Uh-huh. Dacă, uite, cum este acum complet rezervat, s-ar putea să nu mai primească din exterior. Dar okay, poate în weekend și în timp orele astea libere, pe timpul zilei, poți veni. Eu am venit aici cu grupuri și ne-a așteptat cu plăcinte făcute de bunicuțele de aici. Că știm că fiecare are rețeta ei, cu secretele ei și cu limonadă. Și făceam un popas scurt pentru turiștii mei și a fost întotdeauna foarte frumos apreciat locul. Iar urcarea până acolo nu este atât de solicitantă și putem să o facem și noi. Hai cu să ocazia urcăm asta, da. Da, e sărbătoare acum, încă suntem, da, vacanță și suntem în vacanța de 1 mai. Orice splendoare, mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta. Avem și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi. Nu, n-am auzit. Hai, ia-o-te în față. Că tot vorbeam de acoperiș, nu? Da, da, dar aici este făcut proaspăt, că de asta știu că a venit o nouă generație care a reușit să prindă tehnica de la cei bătrâni și uite-l cât de făcut, cum da, e făcut la linie. Uh-huh. Am prins la o altă casă, mai este o gospodărie de genul ăsta, dar făcută de timp muzeu, în satul Vișina, nici ăla nu-i foarte departe de aici. Și acolo chiar am prins într-o primăvară, când începuseră să-l monteze. Și se face în foarte, foarte multe straturi. Adică poate să ajungă la grosimea asta, care nu știu să estimeze aici, să zicem 30 de centimetri, da. Ei veneau cu snopuri foarte mici, bătute cumva. Deci e o muncă titanică. Foarte elaborată și efectiv milimetric era așezat. Mm-hmm. Și asta este foarte bun, paiele astea de stuf se culeg la o anumită maturitate. O să zic 5 ani, dar nu sunt sigură, dar parcă așa țin minte. Trebuie lăsat să crească, pentru că ele sunt goale pe interior. Mm-hmm. Și atunci, pe de o parte, apa se scurge în caz de ploaie, okay, avem panta, dar pe de altă parte permite și o aerare foarte bună. Aha, okay. Nu mucegăiește. Să nu se mențină, da. Da, da, da. Și de asta permite și o temperatură oarecum constantă. Evident, în funcție de și de temperatura de afară. De asta este foarte bun genul ăsta de acoperiș. Da. Hai, să mergem. Cred că mă învățați și principii tehnice. Da. E, și uite cum se vede de aici. A, deja au amenajat chiar. Da, deci uite, poți să uite aici, poți să te pui frumos să servești ceva. Da. Da. Și cum se vede, uite, către lac, mai ales acum că avem deja păsăretul care a început să vină, sau de fapt să se retragă la culcare. Uite și o insulă acolo, nu? E insula aceea? Pina, da, pe care nu am mai văzut-o și de la cetatea Enisala, dar de aici avem perspectivă mai bună, că suntem deja mai aproape de ea. Cea cu văduva neagră? Cea cu păianjenul văduva neagră, uh-huh, și mai au niște specii pe care încearcă să le protejeze, plus că văduva neagră este și păianjen veninos de altfel. Da, și periculos, da. Da, da, da. Și de aceea zona aceea este declarată rezervație științifică, noi nu avem acces acolo. Deci acolo se duc doar, uh-huh, oamenii de știință care știu ce să verifice și nici să nu facă vreun trafic accidental de astfel de specii în zona populată, în zona urbană. Da. În rest, nu cred că mai sunt insule pe aici. Că de aici, după aia, se pleacă în partea cealaltă spre Jurilov, ca ce ziceam. Vezi că deja se văd niște dealuri un pic mai înalte. Da. Cu asta aceea de care povesteam, cu cetatea Argamu.
după aceea vine lacul Golovița, care duce până la gura Portiței. Și de la gura Portiței deja ieși către mare. Toată zona este foarte lacustră aici. Foarte frumoasă zona. Și foarte relaxantă, eu așa o simt. Da, are un aer, nu știu dacă boiem, aici. Dar da. Da. Curat, calm, liniștit. Eu știu niște filme din București, echipe micuțe, au venit inclusiv un fel de team building din acesta de relaxare aici. Ah, ok. Având spațiu doar pentru tine, având și curte și bucătărie, se puteau face probabil diverse activități foarte frumoase. Mm-hmm. Da, e excepțional să stai aici. Păi, acestea fiind spuse, cred că am încheiat și episodul de această tură materialul de mini-vacanță se oprește aici. Ne revedem data viitoare și ne bucurăm că ne-ai adus și ne face o deosebită plăcere că ne-ai plimbat prin Dobrogea. Mare drag, mai pregătesc încă o serie tot așa de surprize în alte zone de Dobrogea, pentru că atât este de ofertantă încât se mai pot face trasee în cu totul alte direcții. Noi acum am fost un pic pe Dobrogea nordică și centrală și vreau să vă duc data viitoare și pe partea mai spre sud și sud-est. Vă salutăm, ne vedem data viitoare. Pa, pa!